Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Florin Jianu, președinte al Consiliului Național al IMM-urilor. Bună ziua, domnule Jianu. Mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc că ați venit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Jianu, avem o propunere de modificare a codului fiscal. Mare parte dintre prevederi ar trebui cele noi. Ar trebui să se aplice de anul viitor. Și unele dintre ele afectează, ca să nu spun lovesc, întreprinderile mici și mijlocii. Ați fost și ați discutat cu cei din guvern pe marginea acestor noi prevederi. Haideți să le luăm pe rând, dacă ar fi să le ierarhizăm cumva. Cele cu impactul cel mai mare. Înainte de a ierarhiza propunerile, aș vrea să facem un pic de context în ceea ce înseamnă aceste modificări ale codului fiscal și v-aș spune două lucruri. Unu, o întâlnire pe care la un moment dat am avut-o cu un ministru din Austria și care nu înțelegea ce înseamnă ordonanțele de urgență, care i-am explicat, credeam că nu vorbesc eu foarte bine limba engleză, dar i-am explicat ce înseamnă aceste ordonanțe de urgență și au spus, da, avem și noi în legislație așa ceva, dar în ultimii 5 ani de zile n-am dat niciuna. Asta ca să plecăm de la o realitate, o realitate care înseamnă stabilitate și predictibilitate. Ori la noi, așa cum ați menționat și dumneavoastră, totul pe repede înainte, mult prea pe repede înainte. Nici noi nu avem timp să ținem pasul cu eventualele modificări. S-a discutat alaltăieri la guvern, după care au fost ședințe de dialog social. În diminețile următoare, iarăși au fost ședințe de dialog social. Deci, până pe final, nimeni nu mai știe cum arată, de fapt, modificările, pentru că nu poți să ții pasul cu aceste modificări. Acesta ar fi o parte a contextului. Încă o dată, să rămânem aici. Colegul din Austria v-a întrebat ce este aceea o ordonanță de urgență. Da, și de ce sunt atâtea urgențe în România, nu? Asta era comparația, având în vedere că ei în Austria nu dăduseră nicio ordonanță de urgență în ultimii 5 ani de zile, adică nu considerase nimic care să intre sub specificul acestei ordonanțe de urgență, care prin definiție presupune o urgență. Da? La noi, de fapt, ce se întâmplă în România e că s-a substituit Parlamentului, care e forul legislativ în România, guvernul, prin aceste ordonanțe de urgență. Când ajungi la un număr de 140 de ordonanțe de urgență anual, asta înseamnă una la 3 zile, cam așa în medie, te substitui Parlamentului, care trebuie, de fapt, să facă legile în România. Ca să închidem paranteza asta, ce înseamnă în domeniul fiscalității ordonanțele astea de urgență atât de dese? Înseamnă haos, înseamnă nemulțumire. Pentru că dacă e să ne raportăm la fiscalitatea în România, nu ne putem plânge. E fiscalitate scăzută. Haideți să o comparăm cu impozitarea din țările nordice sau din Franța, Italia, din țările din vest, unde fiscalitatea e mult peste ce se întâmplă în acest moment. Și pe forța de muncă, și pe capital. Dar n-am văzut pe nimeni nemulțumit acolo în mediul de afaceri. De ce? Pentru că au aceleași reguli de 10, 20, 30 de ani, fără să le schimbi în timpul jocului. Aici ai fiscalitatea cea mai bună și paradoxul e că ai cei mai nemulțumiți antreprenori, probabil din Europa, dacă e să măsurăm, sau din feeling-ul, din ceea ce simțim noi din piață. Și problema este, de fapt, în actul guvernamental, la politicieni. De unde nevoia asta, nervozitatea asta legislativă în partea cealaltă? Uneori se gândește pe pompieristic, adică nu au o perspectivă în care e planul pe următorii 4 ani de zile. Păi nu știu, să aducem bani mai mulți la bugetul ăsta. Bun, atunci hai să facem etapizat lucrurile. Anul ăsta anunțăm că se va întâmpla o anumită reformă. Și vă dau un exemplu concret. Discuțiile la care și eu particip de câțiva ani de zile cu privire la salariul minim pe economie. Salariul minim pe economie se discută în anul, să spunem, N și se aplică în anul N plus 1, da? În anul următor. Ei bine, discuțiile pe salariul minim pe economie n-au avut loc niciodată în afară de luna decembrie. Adică ai mai puțin de 30 de zile de aplicare a noului salariu în condițiile în care companiile mici, mari, n-are importanță și fac și ele niște planuri pentru anul următor. Bugetul pe care de obicei și-l fac o lună, două înainte de luna decembrie. Iar resursa umană e o componentă importantă. Sigur. Și de aceea noi am spus, hai să discutăm și noi în ianuarie anul ăsta despre salariul minim pe economie. Bun. Pentru anul următor. Să avem timp. Stilul ăsta pompieristic pe care îl aminteați vine din partea unor oameni care A. nu se pricep, B. n-au lucrat niciodată în economia
reală, ce există o altă explicație? A plus B. Deci nu cred că există o altă explicație, ci o calitate precară a managementului. Asta e răspunsul întotdeauna, pentru că dacă te-ai preocupa de actul de guvernare ca de propria familie, ca de propriul business, cu responsabilitate, cu... nu cred că cineva în familie spune mâine dimineață ne mutăm de aici și construim lucrurile cu totul altfel. Pentru că nu poți să o faci, efectiv. Și atunci, dacă nici nu te pricepi și nici nu ai o expertiză propice, se ajunge la... Dacă le-ați dat oamenilor ăstora care fac regulile câte o companie pe mână, câte credeți că ar da faliment? Nu neapărat le-aș da o companie pe mână, dar, de exemplu, când în perioada scurtă în care și eu am fost ministru, am inițiat un program pe care aș vrea să-l văd pus în aplicare în continuare. Și care i-am spus antreprenor pentru o zi. Adică fiecare ministru sau angajați ai ministerelor, cel puțin cel de resort în care eram eu pentru IMM-uri, îi obligam ca într-o zi să meargă într-o companie și efectiv să stea alături de întreprinzători, după care se întorceau și înțelegeau lucrurile altfel. Că nu poți să-i spui că schimbăm lucrurile astăzi și să le aplici și mâine, că nevoile trebuie să fie invers, că mesajul trebuie să fie invers, nu de la cel care creează politicile publice către cel care le implementează, ci invers. Să spună el care sunt nevoile antreprenorului real. Vezi că nu mă descurc cu chestiunea asta. Asta legislativă mai mult mă încurcă. Și așa mai departe. Nu să-i spui tu că mesajul ăsta, sincer, eu nu-l apreciez în care politicieni le spun oamenilor ce trebuie să fac. Bun, și acum revenim la ultima discuție pe care ți-a avut-o cu guvernanții. Pare că au înțeles ce le-ați spus, ce doriți, care sunt mesajele și nemulțumirile care vin din mediul antreprenorial? Să știți că uneori faptele vorbesc mai tare decât vorbele. Adică, dincolo de o înțelegere sau altă, eu pot să apreciez că au înțeles sau că n-au înțeles, dar acțiunile, adică dacă mergi în continuare în aceeași direcție, nu mai țin neapărat de înțelegere, ci mai degrabă țin de sfidare, de nepăsare, de alte atribute. Domnule Jianu, haideți să vedem concret. Care sunt problemele din acest proiect de cod fiscal? Păi să le luăm pe rând. În ceea ce privește scăderea pragului pentru micro-întreprindere. Aici, de fapt, cauza principală sau de unde s-a plecat e faptul că e un jalon în PNRR a cărui aplicabilitate e din 2022. Și nu e un lucru rău că s-a scăzut acest prag, în sensul că numai 8.000 de companii intră în această sferă. Restul de 610.000 rămân în sfera pragului de sub 500.000 de euro. Altele sunt problemele. Una e legată de faptul că lovești în cea mai vulnerabilă categorie, aceea contractelor part-time. Da, e cea mai vulnerabilă categorie de angajați. Pentru că dacă lucrezi pe part-time, nu faci o muncă foarte calificată. Și atunci dacă vii și spui, nici aritmetic nu iese chestiunea asta, dacă vii și spui trebuie să plătești contribuțiile la nivelul celor 8 ore, indiferent de norma tu pe care o realizezi, ajungi să vezi că, de exemplu, pentru 2 ore aduci bani de acasă. Da? Putem să facem calculul, să vedeți că așa se întâmplă. Pentru Horeca. Un domeniu care a fost extrem de afectat în toată perioada asta, vii și spui de la 1 august, se schimbă regulile, în sensul că plătești impozit pe profit sau pe micro-întreprinderi și îți creștem și TVA-ul de la 9%. Această aplicabilitate imediată, de fapt ce înseamnă? Înseamnă o pedepsire a sectorului care, în opinia guvernanților, a fost ajutat în perioada asta, da? Pentru că îi spun, știți, Horeca au avut acele măsuri de susținere și atunci, probabil, dacă tot le-au ajutat, acum ajung să le pedepsească. Ce se întâmplă cu acest sector și ce am cerut noi? Aplicabilitatea să fie de la 1 ianuarie. Și să se vină cu o analiză în ceea ce înseamnă. Pentru că, vă spun, vă mărturisesc sincer, nici eu nu sunt confortabil când companii foarte mari cu hoteluri foarte, foarte mari plătesc un impozit specific aproape insignifiant. Nu e corect față de societate, nu e corect față de cei mici, de întreprinderi mici și mijlocii care își plătesc în mod corect. Mai e o chestiune a concurenței neloiale.
Să ne întoarcem puțin la pragul pentru micro. Deci în momentul ăsta, până în 1.000.000 de lei venit... Da? De euro. De euro venit, plătești 1 sau 3% impozit pe... 1% dacă ai minim un angajat, 3% dacă... Dacă depășești, plătești impozit pe profit. Se scade pragul de la 1.000.000 la 500.000. Care este consecința acestui prag scăzut? Pentru că noi ne amintim înainte de această măsură, cum alergau firmele să își bage diverse deduceri ca să-și diminueze profitul, ca să plătească un impozit mai mic pe profit. Nu va duce această măsură la aceeași birocrație pe care noi ne-o amintim, la același haos fiscal în care nu mai știi ce este deducere și ce nu este deducere? Va aduce asta bani mai mulți la buget sau dimpotrivă va permite antreprenorilor să caute acele portițe încât să plătească evident mai puțin? De fapt, acest prag ce a însemnat pentru micro-întreprinderile din România? A însemnat stabilitate și niște reguli foarte clare și siguranța că nu vine ANAF-ul peste tine, că oricum plătești tot ce intră în companie. Până acum a fost clar. Simplu, da? Cât plăteau aceste 8.000 de companii de care am menționat anterior? Ca nivel al impozitului plăteau undeva la 350 de milioane de lei către bugetul de stat. Consecința schimbării acestui prag, un număr mai mare de micro-întreprinderi, pentru că cei care sunt la pragul de 500, 600, 700 de mii pot să-și facă 2 micro-întreprinderi și sunt sub pragul de 500 de mii și, în opinia mea, mai puțin bani la bugetul de stat, dar o să așteptăm, timpul o să ne dea dreptate sau din contră și o să vedem. Nu. Pentru că venitul este sigur, profitul este nesigur. Dacă impozitezi venitul, nu? Da, este sigur. Mai da, probabil să aduci niște bani la buget decât dacă impozitezi un ipotetic profit pe care antreprenorii încearcă să și-l diminueze. E simplu pentru toată lumea. E simplu de aplicat, e simplu pentru întreprinzător. Mm-hmm. Știu regulile, statul știe pe ce anume se... Și atunci de ce trecem de la o regulă simplă, ușor de aplicat, predictibilă, la care se conformează lumea, la o regulă impredictibilă, greu de aplicat, cu un grad scăzut de conformare? Este aici un progres sau un regres ăsta? Sigur e un regres, dar aici... Și atunci de ce luăm astfel de decizii? N-aș transfera vina pe guvernul actual, pentru că eu am aici țintele din PNRR și exact acest lucru îl spun, da? PNRR-ul nu este o biblie. Schimbarea pragului de impozitare pentru micro... Sigur, dar PNRR-ul a fost negociat până la urmă de România. Nu a impus nimeni de la Bruxelles chestia asta în PNRR. Fără doar și poate. Și cred că la momentul respectiv, și știți că noi am tras destule semnale de alarmă pe ceea ce înseamnă PNRR și ne-am atras foarte multe mesaje negative din partea guvernanților în acel moment. Unul dintre acelea era acest lucru. Nu te obligă nimeni în rapoartele specifice de țară, acele rapoarte semestriale pe care se bazează PNRR-urile din fiecare țară, se spune așa, un grad redus de colectare la bugetul de stat. Și atunci gradul redus de colectare ce înseamnă? Eficientizarea colectării. Nu dacă măresc taxele automat, ei au bifat că o să... Deci colectam 2 lei, am mărit taxele, colectăm 4 lei. Niciun caz, nu se întâmplă așa în realitate. Bine, experiența dumneavoastră când mărești taxele, aduci mai mulți bani sau mai puțin bani la buget? Niciodată nu aduci mai mulți bani la bugetul de stat. Trebuie să mergi țintit, trebuie să mergi mai ales fundamentat pe anumite direcții și trebuie să mergi echitabil. Pentru că în momentul în care mergi echitabil, atunci și societatea acceptă lucrurile ca atare. O altă chestiune destul de puțin discutată însă este o schimbare legată de impozitarea rezidențială proprietăților, care însă afectează și va afecta și multe dintre IMM-uri, multe dintre business-urile mici în realitate. Haideți să discutăm și despre lucrurile astea, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Ne-am întors în fața ta continuă. Florin Gianu, președintele Consiliului Național al IMM-urilor, este invitatul zilei de astăzi. V-ați întâlnit cu reprezentanții guvernului și ați stat de vorbă pe marginea propunerilor legate de modificarea codului fiscal. Unele dintre ele ar trebui să se aplice de anul viitor.
Există acolo o modificare a sistemului și a felului în care se taxează proprietățile, da? Care însă afectează în mod direct și IMM-urile și business-urile mici. E foarte neclară definirea sau diferența între rezidențial, non-rezidențial. Haideți să ne explicați mai întâi ce se va întâmpla de la anul dacă rămâne așa cum e scris acum această modificare pentru cei care au sediul social acasă? Problema principală și în general a micro-întreprinderilor e legată de, așa cum ați menționat și dumneavoastră, de sediul social, pentru că 99% dintre micro-întreprinderi au sediul social acasă la unul dintre asociați. Da? Și în momentul în care schimbi destinația, chiar dacă tu nu ai activitate. Sigur, ai punctul de lucru în altă parte. Ai punct de lucru în altă parte sau ai punct de lucru la clienți. Sunt foarte multe activități care nu presupun un punct de lucru ca atare, da? Pentru că ai activități cu clienți. Eu știu, dirigenția de șantier. Nu o faci la tine la birou, o faci efectiv pe șantier, la client, da? Și foarte multe alte activități legitime. Ori această schimbare, de fapt, nu va mai face diferența între existența unei activități economice în spațiu respectiv sau inexistența ei, ci se va lua efectiv după o înregistrare de la Registrul Comerțului, încă o dată fiind extrem de ne la locul lui o astfel de abordare, pentru că, de fapt, mărești fiscalitatea în acest mod. Dar aici paradoxul e că la ieșirea din guvern ne-am întâlnit cu primarii care mergeau și cu Asociația Municipiilor din România, care mergeau și ei la o întâlnire. Beneficiarea unei astfel de modificări, teoretic, ar trebui să fie primarii pentru a-ar încasa taxe locale pe proprietate mai mari, nu? Culmea e că nici ei nu erau mulțumiți de acest nu lucru. Nu erau mulțumiți. Și cereau să rămână la fel această impozitare pe proprietate, pentru că e una sigură cu care s-au obișnuit. Chestiunea cu mutarea grilei sau evaluării pe grila notarială iarăși ne mulțumește pe toată lumea, pentru că introduce foarte multe necunoscute în ecuație. Dădeau exemplu constructorii de anumite tipuri de construcții specifice care nu au un corespondent în grila notarială. Ori pe sistemul actual poți să-ți vină să-ți facă o evaluare de piață și atunci ai închis lucrurile. Și a mai fost o nemulțumire pe care și noi am ridicat-o. Să nu mai lăsăm intervale de impozitare, da? Între, dincolo de cifră ca atare, da? Intervale între, să spunem, 1 și 2. Păi dacă Consiliul Local se înțelege cu primarul, au o cifră care să spunem că e prietenoasă cu mediul de afaceri. Dacă nu se înțelege și vor să-l dea jos pe primar sau să-i arate lui, merg spre o cifră maximă care introduce nemulțumire în societate. Dincolo de acest tip de abordare politicianistă, e nemulțumirea oamenilor și faptul că efectiv plătesc bani mai mult. Și măcar am spus, dacă stabilim un lucru, nu mai lăsați intervale. Spuneți o cifră care, bineînțeles, se bazeze pe calcul. Trag în linie, cine plătește cel mai mult după această modificare? Dați-mi plastic, un exemplu. Plastic, să știți că colegii mei de la IMM-uri au spus că e o impozitare a sărăciei. Pentru că... De ce? Merg exact în zonele cele mai vulnerabile. Micro-întreprinderi, angajații part-time... Nu. În privința taxării astea pe proprietate, dați-ne niște exemple. Păi cine... toată lumea pierde, pentru că dacă... cineva bănuiesc că va plăti mai mult decât altcineva. Toți din mediul de afaceri. O micro-întreprindere care încă o dată nu avea activitate la sediu social și lucrează la client, va plăti de câteva ori mai mult în acest moment, pentru că e impozitare... Deci, acel diriginte de șantier, dați un exemplu, da, dirigintele de șantier care are sediul social la el acasă. Nu mai vorbim de consultanță, că deja consultanța e blamată în România, dar consultanța se creează la client. Să discutăm separat. Deci, dirigintele de șantier care are sediul social la el acasă, va plăti în primul rând, oricum va plăti un impozit mai mare dacă se aplică acea chestiune legată de legătura dintre grila notarială, evaluare. Deci va plăti oricum din start un impozit mai mare și va fi înmulțit acel impozit cu... Cu rezidențial, nerezidențial. Între 1 și 3 ori
doar pentru că are și sediu social acolo. Deci poate să plătească de 3 ori mai mult impozitul pe casă acel diriginte de șantier pentru că și-a pus sediu social acolo. Păi nu o să-l mute. Pe unde să-l mute? Da. Bine, românul e inventiv. O să găsească mai mulți în același spațiu și se creează incubatoare de afaceri. În comuna X. Da. Chestiunea aici e nedreaptă pentru că, pe de o parte, modifici aceste reguli și, pe de altă parte, nu erau cerute. Nicăieri. Măcar dacă le putem găsi o explicație sau alta cu PNRR-ul, cu reformele care trebuiau atinse aici, asta nu e nici excepție, nu se regăsea nici într-o reformă. Impozitul pe proprietate în anumite zone ale României este mic. Trebuie să recunoașteți. Sunt zone în București unde impozitul pe proprietatea, impozitul pe un apartament este mai mic decât chiria pe parcare plătită la primărie. Da, de aici trebuia să schimbi gândirea și am avut chiar o discuție cu un primar care îmi spunea în felul următor. Gândirea impozitării trebuie schimbată în ce sens? Oamenii bogați nu mai stau în centru. Da? Ei s-au dus la periferie și au construit piscine și au construit case, cartiere întregi și așa mai departe. Deci trebuie schimbată gândirea. Și uitați-vă, pe filozofia asta fiscală plătesc mai puțin decât un posesor de garsonieră pe Magheru, nu? Pe Magheru, exact. Uitați-vă încă o dată că ăsta e un indicator la spațiile comerciale, eu știu, de pe Calea Victoriei, care în majoritate sunt goale. De ce? Pentru că impozitarea e foarte mare acolo, chiriile sunt foarte mari și nimeni nu mai vine să plătească, da? Se duc în mall-uri, se duc în alte părți. Mall-urile nu sunt în centrul București, sunt în cartiere. Dacă să dăm un exemplu la îndemână. Deci trebuie schimbată filozofia, dar încă o dată, am văzut în PNRR un lucru interesant. Faptul că trebuia făcută înainte, că e pusă ca primă reformă, înainte de toate celelalte schimbări, trebuia să facă o analiză, un studiu al schimbării filozofiei codului fiscal. N-am văzut studiul ăsta, nu cred că l-a văzut cineva în societate, probabil să-l bifeze din birou că s-a făcut. Mai concret, un pensionar care are o garsonieră în centrul Bucureștiului, cât va plăti față de un milionar cu vilă la Znagov? Sigur, nu dețin aceste date, dar e clar că se plătește niște ordine de mărime, N-aș putea să vă spun în acest sens, nu sunt nici de la Anevar, nici nu am grilele notariale, dar știu din practică cum se plătesc impozitele și ele sunt, pot să fie de 3 ori, de 4 ori mai mari în centru decât la periferie. Doar pentru că te găsești în centru, ești în acele zone concentrice. Bun, și spuneți impozitare. Că această filozofie trebuie schimbată. Schimbată de cine? De primar sau de guvern? Păi, atributul fiscalității al guvernului și al parlamentului. Deci, parlamentul scoate lege, nu? Ar trebui să se facă o lege, o nouă lege. Da, trebuie să se facă o nouă lege și care, încă o dată, să aibă în vedere realitățile anului 2022 și vremurilor pe care le trăim, nu realitățile anilor 90, care erau cu totul altele. Într-adevăr, oamenii bogați atunci, în anii 90 până în 2000, erau în centru. Firmele importante erau în centru. Mai sunt și alte modificări care pot naște discuții. Am văzut niște poziții ale Camerei Consultanților Fiscali. Consultanții fiscali sunt excluși din rândul profesiilor liberale, înțeleg. Haideți să ne explicați mai concret ce înseamnă și care e motivul. Există o gândire în spate? Păi, de la ce s-a plecat? De la faptul că această consultanță devine așa o paria în România. Când spui consultanță, începi să te sperii un pic din punct de vedere fiscal, pentru că trebuie să fii atent să nu tai facturi mai mult de 20% din cifra ta de afaceri ca să nu intri pe un alt tip de impozitare. Consultanța poate însemna foarte multe lucruri, de la consultanța fiscală, care e o meserie legitimă, la consultanța management, care înseamnă scrierea de proiecte europene, contabilitate, care și ea un fel de consultanță, sau alte tipuri de consultanță, de la consultanța pe arhitectură, în construcții, în care și acolo se scrie în factura respectivă consultanță.
Deci, mai degrabă, filozofia, dacă s-ar fi schimbat, cum s-a schimbat ea? În sensul că acum s-a scos din categoria micro-întreprinderilor consultanța. Da? Deci, plătești impozit pe profit dacă ai activitate din consultanță sau dacă depășești 20% din valoarea activității tale din consultanță. Nu mai poți să plătești pe micro-întreprinderi. De unde s-a plecat la acest drum? Din faptul că există informații, pentru că eu nu știu date reale în acest sens, că se plătesc pe multe companii mari salariile prin micro-întreprinderi. Da. Și aici trebuie să vii cu o analiză, da? Să ne spui câte companii fac treaba asta, care sunt domeniile predilecte, cum se întâmplă treaba asta. Pentru că întotdeauna în societate va exista o abordare legitimă, dacă mă întrebați pe mine, să se meargă spre zone care sunt cele mai favorabile întreprinzătorilor, angajaților, diverselor categorii. Și acum, ce ar fi trebuit făcut aici, m-am spus ministrului de finanțe, să vii cu definirea foarte clară a codurilor CAEN. Măcar atâta lucru să reușești să-i salvezi pe acei oameni cărora li se spune consultanți așa de avalma și să spui, păi nu intră sub această abordare consultanții fiscali, care sunt un soi de contabile, așa, care fac o activitate încă o dată legitimă. Din punctul meu de vedere, toate activitățile care au un output sunt activități legitime. Că unii și-au salariile pe micro-întreprinderi, încă o dată, acum nu ne vede nimeni, putem să spunem treaba asta. De ce fac treaba asta? Pentru că e o diferență mare între impozitarea capitalului, uriașă, între impozitarea capitalului și impozitarea forței de muncă. Și fiecare se va uita unde e mai eficient. Păi acolo. În momentul în care, dacă te uiți în țările din vest, egalizezi impozitarea pe capital cu impozitarea forței de muncă, adică cobori impozitarea forței de muncă, care e uriașă, 48%, adică jumate-jumate, ca să spunem așa pe românește, merg banii la stat și la angajat. Deci dacă cobori fiscalitatea pe muncă și ridici fiscalitatea de pe capital și ești comparativ, nu vei mai avea astfel de probleme. Pentru că nimeni nu mai are de ce să-și deschidă o micro-întreprindere ca să-și ia salariile. Ori prin introducerea, spre exemplu, a acelui angajat obligatoriu, să ai un angajat minim pe micro-întreprindere, spun ei că se va termina cu acest tip de consultanță, pentru că practic vei plăti contribuțiile pentru un angajat. Dar aici ajungem în altă problemă, și anume ce facem cu spiritul antreprenorial, cu tinerii antreprenori, care sunt la început de drum. Mă obligi să am un angajat, eu pornesc astăzi și tu mă obligi deja să am un angajat, păi nu prea am cum, că nu mi-l permit să plătesc angajatul respectiv. O mai face și consultanță, trebuie să plătești și impozit pe profit și așa mai departe. Deci inhibăm într-o perioadă extrem, extrem de dificilă prin care trece omenirea. Inhibăm spiritul antreprenorial, inhibăm, așa cum spuneam, revenind la întrebarea dumneavoastră la început, impozităm sărăcia, de fapt. Bun. Domnule Jianu, nu sunt singurele chestiuni care merită discutate și intrat în detaliu din acest cod fiscal, sunt și altele. Acum, întrebarea este următoarea. Când ar trebui să știm concret dacă dialogul dumneavoastră, altor categorii afectate cu guvernul, a dus la vreun rezultat? Când v-au comunicat că vor să tragă linie și să aibă acest proiect de modificare a codului fiscal? Păi, cred că termenul e deja depășit, pentru că în codul fiscal spune că aplicabilitatea codului fiscal e cu nu mai puțin de 6 luni înainte de a fi modificat. Ori noi suntem deja la mijlocul lunii iulie, sunt mai puțin de 6 luni aritmetic pentru aplicarea codului fiscal. Sperăm însă că, așa cum a spus și domnul prim-ministru, vor exista runde de negocieri și că nu trecem lucrurile pe repede înainte. Și chiar dacă vor trece pe repede înainte, felul în care noi simțim societatea și presiunea societății vor determina probabil schimbări. Schimbări care însă iarăși nu vor face bine, că până la urmă, așa cum spuneam la începutul emisiunii, oamenii nici nu vor mai ști la sfârșit cum anume au ieșit. Și încă o dată repet acest cuvânt cheie, echitate. Pentru că dacă ar fi fost echitate, cred că am fi văzut mai multă solidaritate din partea tuturor. Continuăm discuția noastră. Vă propun chiar să discutăm și despre echitate. După câteva momente de pauză, ne întoarcem imediat.
Ne-am întors în fața ta continuă, Florin Gianu, președintele Consiliului Național al IMM-urilor, invitatul zilei de astăzi. Bun, spuneți așa, că dacă mediul de business, mediul antreprenorial din România ar fi văzut că există echitate, că sunt tratați la fel, că sunt tratate categoriile și industriile la fel de către guvern, lucrurile ar fi fost poate mai bune, un sentiment mai bun atunci când te-a pus să faci business în România. Haideți să ne amintim și mai ales dumneavoastră fiind activi în mass media, știți foarte bine cum au început lucrurile. Întotdeauna discuțiile pleacă respectând acel principiu pe care noi le statutăm de la mare la mic. Adică, cum au plecat discuțiile de modificările codului fiscal? Cu modificările pensiilor speciale, cu taxele de solidaritate și la sfârșit cu ce am ajuns? Cu modificările pentru micro-întreprinderi și pentru... Se tot pe ăștia mici. S-a pornit de la impozitări maximale pentru largi categorii. Și care, într-adevăr, ar fi adus bani la bugetul de stat? În urma acestor modificări, va fi o toamnă destul de dificilă, o iarnă și mai dificilă. Câte IMM-uri credeți că vor sucumba în perioada următoare? Adică, câte afaceri mici vor muri? Deja vedem că numărul lor, avem câțiva parametri în care ne uităm. Intrarea în economie e un prim parametru, da? Cât intră în economie și deja cifrele au scăzut aproximativ cu 20%. Relevant e sigur când tragi linie cu ieșirile din economie, mm-hmm. pentru că ele nu se întâmplă într-o anumită perioadă, ci într-un anumit timp, dar... Și aici ieșirile din economie au crescut tot cu aproximativ 17% față de anii anteriori care, atenție, au fost ani de pandemie și în care oamenii totuși și-au menținut activitatea, salariații, șomajul, dacă te uiți pe indicatorul, șomaj nu este mare. Deci intră mai puțin, ies mai mulți? Intră mai puțin și ies mai mulți. Asta e un primul semn foarte prost. Primul semn al crizelor. Acesta este. Primul semn al crizelor. În general, ăsta e primul semn, pentru că societatea îți dă primul semnal. În momentul în care nu mai ai încredere să faci parte dintr-o comunitate, dintr-o categorie, e un semnal prost. Dar m-aș întoarce, dacă îmi dați voie, totuși la această echitate, pentru că nu vreau să trec peste ea. Pentru că, încă o dată, nu e drept față de cei mici și mulți să nu te atingi de cei mari. Nu e drept să nu-ți eficientizezi activitatea în guvern, să nu te uiți la felul în care plătești salariile și care e calitatea muncii prestate de către instituțiile publice. Nu e drept ca la companii foarte mari care în perioade pandemice, și sigur că ele sună așa într-un anumit mod, dar ne uităm și noi ce se întâmplă în alte țări, da? Spania, premierul Sanchez acum două zile a anunțat că va impozita în mod excepțional sectorul bancar și sectorul energetic. A fost pandemie, sectorul farma a câștigat foarte mulți bani în România. Eu mă oferesc de a antagoniza categorii, dar nu poți să nu te uiți în zonele care au făcut foarte mulți bani în această perioadă și să nu găsești o modalitate de echitate. Atunci când vorbești însă în România despre echitate, există și un al treilea actor, sectorul public. Care e cel mai mare angajator? Și cel mai risipitor. Cu el începem. Sectorul public la trebuie companiile să... astea mari și industriile care au câștigat bani în pandemie, avem un sector care câștigă tot timpul bani, de fiecare dată mai mulți, adică niciodată nu scade venitul în sectorul public, ci doar crește, indiferent că e pandemie în România. Și care nu arată echitate în niciun mod. Niciodată. Nu scad nici veniturile, nici numărul de angajați. Nu am văzut să... ca măcar să fie suspendat. S-au angajat în ultima perioadă mii de oameni la buget. Era acea discuție din înghețarea angajărilor de la 1 iulie? Înghețarea angajărilor, după care vedem că sunt tot felul de portițe și de necesități pentru diverse ministere, ale căror nume nu le pronunț neapărat în acest moment, dar vedem sute de noi angajări fără niciun fel de problemă. Unele dintre ele explicând că trebuie să implementeze, de exemplu, PNRR-ul, care se termină în 2026. Ori dacă iei pe piață niște sute de oameni pe care îi angajezi acum, îți va lua minim un an de zile, doi ani de zile, să-i duci la acel nivel de expertiză care să însemne o implementare calitativă foarte bună. Deci aici o eficiență total la napă. Da? Aș fi lucrat foarte mult cu instituții private, cu instituții care și-au dovedit eficacitatea, cum sunt ADR-urile, da? Agențiile de dezvoltare regională.
Le-aș fi dat o mult mai mare însemnătate și importanță și bani foarte mulți pentru a implementa. Au expertiză. De ce să angajezi oameni la bugetul de stat? Pentru ce? Pentru un program care oricum se va termina în 4 ani de zile? Și între cei mari există însă discrepanțe. Ați făcut o analiză privind companiile mari care activează în același domeniu de activitate. Da. Singura diferență este că unele au capital românesc și altele sunt companii multinaționale, au capital străin. Ce ați constatat? Păi, constatările sunt următoarele. Avem în România 350 de companii, sigur, un număr scăzut, 350 de companii cu o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro. Da? Din aceste 350 de companii, 62 sunt pe pierdere de niște ani de zile. Deci 20%. Da? Sau una din 4. Da? Care, una din 5, îmi cer scuze. Sau 2 din 10. 2 din 10 companii e mult să fie pe pierdere din acest sector cu o cifră de afaceri atât de mare. Pentru că înseamnă minusuri prin taxe și impozite. Al doilea lucru e că, în medie, companiile antreprenoriale românești cu acționariat pe care îl vedem în mod public și din același domeniu, plătesc în medie de 3-4 ori impozite mai mari decât cele care nu au capital românesc. Încă o dată, cifrele de afaceri aproape similare, peste 100 de milioane de euro, același domeniu. Mai vedem domenii care au câștigat foarte mult, da? Domeniul energiei, spre exemplu. Dar ne uităm acolo la profituri, ele pleacă de la minim 4% și merg spre 8-10%, da? Într-o cifră de afaceri atât de consistentă, profiturile sunt mari. Deci ce spunem noi e că această analiză trebuie făcută din partea Ministerului de Finanțe, nu din partea noastră, pentru că, ok, noi reprezentăm întreprinderile mici și mijlocii, dar poate suna așa, că arătăm cu degetul către alții. Bun, suspiciunea dumneavoastră care este? N-am nicio suspiciune, eu spun că trebuie echitate. Dacă în altă parte se poate. Am văzut Spania sau alte țări, Ungaria, spre exemplu, dar nu dăm exemplu, că iarăși Ungaria nu e un exemplu foarte bun, dar Spania poate să fie un exemplu foarte bun pentru noi. Dacă facem niște analize calitative, dacă ne uităm la felul în care a fost modificat codul fiscal, răspunsul îl puteți da dumneavoastră. Există echitate în opinia dumneavoastră în acest tip de abordare? Nu, eu vă întreb. Suspiciunea este că profiturile companiilor multinaționale se duc în afara țării pentru că au contabil mai bun, că au avocați mai bun, pentru că se pricep mai bine să facă lucrurile astea decât statul român. Pentru că cifrele o arată. Asta vă arată, adică, cifrele. În momentul în care tu ai în același domeniu de 4 ori mai mult profit într-o companie decât în cealaltă, ce spune lucrul ăsta? Dar are ai optimizat român, fiscal activitatea. Are statul român pârghii să contracareze această optimizare fiscală. Noi nu spunem că fac ceva ilegal aceste firme. Probabil folosesc legislația existentă ca să-și optimizeze profitul, ca să facă în definitiv ce este mai bine pentru acționarii lor. Da, nu trebuie neapărat să fie patriote și să dea taxe mai mari statului român, dar statul român poate să facă ceva. Păi ce înseamnă pârghii? Păi are toate atributele, nu? ANAF, nu, asta trebuie să facă, să controleze cheltuielile dintr-o companie și să spună dacă ele sunt reale, dacă sunt urmate de servicii, de produse în spate. ANAF are o mică problemă acum cu profesorii care dau meditații, este puțin ocupat. Voilà. De fapt, acolo e marea evaziune fiscală în România, sigur, între ghilimele, cu ghilimele de rigoare. E ridicol. E ridicol. Adică trebuie să mergi efectiv pe zonele pe care le știm cu toții în această țară de evaziune fiscală. Trebuie să controlezi mult mai atent de sus până jos. Nu spunem mergi la X, mergi la Y, mergi la o companie mare, nu veni la o companie mică. Dar nu poți încă o dată să spui sau să lași capul în jos, să mergi mai departe când codul fiscal efectiv îi agresează pe cei mici și nici nu se atinge de cei mari. Domnule Șianu, ultima pauză a discuției noastre de astăzi. Continuăm după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors ultima parte.
discuției de astăzi. Florin Jianu, președintele Consiliului Național al IMM-urilor, este invitatul zilei. Domnule Jianu, am discutat aproape în întregime în emisiunea de azi despre modificările la codul fiscal. Vă propunem să facem câțiva pași înapoi. Urmează o a doua parte a anului descrisă nu doar de economiști din România, ci și de economiști de talie internațională, state, Fondul Monetar Internațional, iarăși vorbește despre, din nou, o perioadă de recesiune, criză economică. Ce a sfătuit pe cei care au un IMM, un business mai mic sau mai detalie medie, să facă în următoarele luni? Că bănuiesc că și cei care sunt în organizația dumneavoastră vă întreabă des asta. Păi și în abordarea asta aș pleca de la mare la mic. Și aici ce am identificat noi drept o greșeală strategică majoră a Europei a fost aceea că s-a branduit ca o Europa a inovării, a serviciilor și am uitat de bază, de producție. S-a mutat toată producția în China. Acum lanțurile de valoare se rup, vedeți, de la microcipuri și tot felul de alte materii prime sau produse care nu mai vin din China și care și ele contribuie la această criză și trebuie schimbată abordarea. Și atunci mesajul către cei mici e aceea să-și creeze cât mai mult parte din lanțul de valoare adăugată, să-și creeze acele ecosisteme în care să reușești să devii independent atât cu produsele pe care tu reușești, întâi să faci producție, să mergem din ce în ce mai mult spre producție, cât și să te uiți să-ți optimizezi costurile. Vine iarna. Energia iarăși va deveni un cost uriaș pentru populație, pentru întreprinzători. Independența aceasta ce înseamnă? Că, așa cum ne spuneau nouă membrii noștri, cea mai ieftină energie e cea pe care o produci singur. Da? Pentru că o consum pentru compania ta, poți să vii cu produsele și cu serviciile pe care le ai la un nivel competitiv, dar încă o dată aici iarăși ne lovim de o barieră. Și această barieră e reprezentată de o lentoare de neînțeles a Ministerului Energiei în speță și a Guvernului în ceea ce privește implementarea acestor măsuri pentru independența energetică a IMM-urilor. Atenție, avem 15 miliarde de euro în fondul de modernizare la dispoziția României. Deci, încă o dată, 15 miliarde de euro cheltuiți până în acest moment pentru programe, pentru IMM-uri, pentru școli, spitale, instituții publice și vorbim așa mai departe. Despre ce? Panouri solare, sisteme de management al energiei și așa pompe mai de mare adâncime și așa mai departe. Toate lucrurile care te pot ajuta din pe tine să produci energie. Din 15 miliarde de euro a fost cheltuit vreun zero euro? Zero euro în acest moment și, încă o dată, prin intermediul dumneavoastră, apelul nostru aproape disperat către spațiul public este să deschidă aceste coluri către mediul de afaceri. Vă dau numai un exemplu, programul Electric Up, aplicat acum 2 ani de zile. Încă o dată, 2 ani de zile au trecut, programul, mii de IMM-uri au aplicat acest program și programul stă undeva la minister. Și de fiecare dată când mă întâlnesc cu primul ministru Ciucă, îi aduc aminte de acest program și am solicitat ca nu cumva să facă procesul de predare, primire către următorul prim-ministru și să nu rezolve programul Electrica. Mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule Jianu. Mulțumesc, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!